voi suntem mai puternici, vă așteptăm un număr cât mai mare la meciul de sâmbătă. Steaua București o va înfrunta în ultimul meci oficial al anului pe FC Buzău, una dintre contracandidatele în lupta pentru accederea în play-off-ul Ligii Secunde. Întâlnirea cu buzoienii, care va avea loc sâmbătă de la ora 12:30, va fi prima partidă cu suporterii alături după mai bine de o lună și jumătate. Ultimul gol al roșialbaștrilor pe teren propriu a fost marcat de Remus Chipirliu în partida cu Astra Giurgiu. Când jucăm cu suporterii alături de noi, ne motivează mai mult și ne ajută foarte mult, fiindcă ne împing de la spate de multe ori în timpul jocului. Golgheterul Stelei cu 8 reușite revine în lotul echipei după ce a lipsit în meciul de la Timișoara. Tu cum ești din punct de vedere fizic? Ai lipsit la partida de la Timișoara din cauza unei accidentări. M-am accidentat în meciul cu Cluj. Acum am început să fac antrenament. Sper să fiu ok până sâmbătă și să pot juca acest meci, fiindcă avem mare nevoie de victorie. Cunoști pe cei de la Buzău, chiar dacă au schimbat mulți jucători de când ai plecat tu de acolo. Este un meci decisiv pentru accederea în play-off, cum îl vezi? Te spune că este un meci decisiv, fiindcă au mai rămas doar 4 partide de jucat. Ei sunt acolo sus cu noi, adică au 3 puncte în fața noastră. Dacă am câștigat, i-am egalat și vă dați seama că am avea și al moral și am plecat fericiți și în vacanță. Antrenată de Cristi Pustai, FC Buzău este pe locul 5 în Liga a doua cu 28 de puncte. E și un obiectiv al tău să termini pe primul loc în clasamentul golgheterilor? Mi-aș dori acest lucru, dar nu este un obiectiv principal. În primul rând îmi doresc să câștige echipa și dacă voi reuși să fiu și pe primul loc în clasamentul golgheterilor, m-aș bucura cu atât mai mult.